Proiectul se numește FOR, Formare și Ocupare pentru Mediul Rural. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, investește în oameni și are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor profesionale și facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din mediul rural, din regiunile nord-est și sud-est ale României, din județele Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui și Galați. Începând cu data de 30 martie 2014 și până pe 15 decembrie 2015, Centrul Diecezan Caritas Iași implementează în județul Suceava un proiect european, FOR, Formare și Ocupare pentru Mediul Rural. Activitățile de bază ale proiectului sunt furnizarea serviciilor de consiliere și orientare, furnizarea de servicii de formare profesională îngrijitoare bătrână domiciliu, infirmiere și tehnice măsuri, organizarea 6 sesiuni de schimburi de bune practici, organizarea unei vizite de studii pentru 18 participanți din cadrul cursului de calificare îngrijitoare bătrâni la domiciliu în Germania, la Caritas Münster, dezvoltarea de servicii de sprijin și suport pentru persoane dependente și activități de consiliere și asistență pentru începerea unei activități independente. În cadrul acestui proiect, noi vrem să organizăm un târg de locuri de muncă. Evenimentul vine în sprijinul angajatorilor, oferindu-le posibilitatea recrutării și selectării personalului adecvat activității pe care o desfășoară, dar și al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, oferindu-le oportunitatea de a alege din oferta de locuri de muncă existentă sau de a se reorienta profesional. Mai multe detalii despre târgul de locuri de muncă de luni, 12 octombrie, se pot obține de la sediul Centrului Diecezan Caritas din Suceava, din strada Tudor Vladimirescu, sau la numerele de telefon 0230 530 022 ori 0729 550034. Agenții economici interesați să participe la târg sunt rugați să ne contacteze din timp prin transmiterea ofertei de locuri de muncă vacante pe adresa de e-mail caritas@contact.caritas-iași.ro, în care să menționeze opțiunea participării la bursă, numărul de locuri de care dispun, cât și meseriile în care sunt aceste locuri vacante.